Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom începe un nou proiect și anume acea păpușică foarte mult vehiculată pe canalele de YouTube, păpușica trandafir, păpușica ascunsă în acel boboc de trandafir. Pentru aceasta voi folosi firul Bravo, care este un fir poliacrilic și este adaptat să fie lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și numărul 6. Eu voi lucra cu croșetul numărul 3. Aici, vedeți, am culoarea cărnii, culoarea roșie, galben și verde. Deci, în afară de acestea, vom avea nevoie de melană pentru umplutură, o pereche de ochișori, apoi, la sfârșit, glămița de sfârțitoare, foarfece, acul pentru cusut lână și multă răbdare. În cercul magic noi vom porni cu un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta primul nu-l punem la socoteală. Vom lucra. 1, 2, 3. Cel de-al șaselea picioruș scurt. Vom închide cercul magic, vom închide acest rând cu fir alunecat corespondența primului picioruș. După care, rândul următor, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom lucra o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt. Vom pune firul despărțitor, urmat de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe tot parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, în firul despărțitor, în primul, 1, 2, 3, după care vom face o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ore această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 4 piciorușe scurte. Primul, vom pune firul despărțitor. 2, 3, 4, iar în următorul vom face o înmulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 rânduri de 36 piciorușe scurte fiecare. 6 rânduri de piciorușe așa cum se găsesc. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 6 rânduri. După ce am lucrat cele 6 rânduri de 36 piciorușe scurte, vom continua lucrând. Ați văzut că am făcut deja un picioruș scurt. Voi pune semnul 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o scădere,
Vom repeta pentru un total de 6 ori pe 3 parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 2 piciorușe scurte, 2, punem semnul, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pe întreg parcursul rândului pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu 12 piciorușe scurte. Când am ajuns la sfârșitul acestui rând, am umplut căpușorul cu melană. Am pus firul despărțitor în ultimul picioruș lucrat. Acum voi continua lucrând o scădere. Patru piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Voi face o nouă scădere și alte patru piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând și astfel vom obține un număr total de 10 piciorușe scurte. Vă amintiți că v-am spus că am schimbat locul firului despărțitor. Așa. Deci aici este cel de-al patrulea picioruș. Am încheiat acest rând, acum vom continua următorul, lucrând o mulțire. Este nevoie să facem în acest mod. Deci, începem cu o mulțire, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4. Vom continua cu o nouă înmulțire, urmate de alte 4 piciorușe scurte, iar la sfârșitul acestui rând, noi am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Deci voi face și acesta, ultimul, și voi începe următorul rând. Pentru următorul rând vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Pe întreg parcursul rândului vom continua, vom lucra pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Ajunse la capătul acestui rând, vom face schimbul de culoare. Voi porni primul picioruș, extrăgând firul, însă nu îl voi închide cu această culoare cu bej, ci voi continua cu culoarea galbenă, deci primul picioruș îl voi închide în culoarea galbenă, în felul acesta. Voi scurta firul bej și vom continua pentru un total de 5 rânduri să lucrăm aceste 18 piciorușe scurte în culoarea galbenă. Pentru primele piciorușe voi ține în spate capetele de vrire pentru a le da mai multă siguranță și voi continua, așa cum vă spuneam, lucrând un total de 5 rânduri de 18 piciorușe scurte, după care ne vom reîntâlni. Încheiate cele 5 rânduri de 18 piciorușe scurte, vom face schimbul de culoare, deci vom pune culoarea verde, în același mod în care am procedat și
la schimbul de culoare între bej și galben, ați văzut, iar acum vom face un rând de 18 piciorușe în culoare verde, ținând firele pe spate pentru a le da siguranță. Deci vom prinde și pe ele când lucrăm și vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, a pus firul despărțitor în ultimul picioruș. Acum voi continua următorul rând, lucrând o scădere. 7 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, după care vom repeta din nou o scădere urmată de alte 7 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Lucrând în acest mod, noi obținem un număr de 16 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o scădere urmate de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, după care vom repeta această secvență. O scădere urmată de 6 piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 14 piciorușe scurte. Vom continua lucrând o scădere urmată de 5 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5. Vom repeta din nou o scădere urmată de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Acum vom umple cu melană și această parte. Atenție! Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Un pic de melană. După ce am umplut cu melană, vom continua lucrând o scădere urmată de 4 piciorușe scurte. 2, 3, 4, din nou o scădere urmată din nou de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și astfel am obținut un număr de 10 piciorușe scurte. Vom face 10 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Deci fiecare piciorușă, așa cum se găsește, vom lucra 10 rânduri, iar apoi ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele 10 rânduri, am umplut cu melană, iar acum voi face scădere după scădere pentru a închide piciorușul trandafirului, felul acesta. Deci scădere după scădere. După ce am făcut scăderile repetate, am scurtat firul, am pus acul pentru cusut rână, iar acum cu acul voi închide această parte a lucrării. Felul acesta.
capătul de fir îl vom ascunde, eventual în acest picioruș puteți pune chiar un bețișor. Însă dacă este umplut bine cu melană, nu este nevoie. Deci voi ascunde capătul de fir și voi scurge. Vom continua. Lucrăm. Căciulița. Pentru că trebuie să-i acoperim căpușorul. Eu o voi face în culoarea galben. În cercul magic voi începe un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5. Cel de-al șaselea, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt, iar rândul următor vom face câte o mulțire în corespondența fiecărui picioruș, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori, petrec parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori petrec parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Următorul rând vom lucra 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 36 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 rânduri pe câte 36 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 2 rânduri. Vom continua lucrând un număr de 23 de piciorușe scurte. Deci doar 23. Avem 3 și vom continua singure. Odată lucrate cele 23 de piciorușe scurte, vom face un ochi de lanț, vom întoarce lucrarea și vom lucra 7 rânduri totale de câte 23 de piciorușe scurte. Deci 7 rânduri. Iar noi ne vom întâlni după ce realizăm aceste 7 rânduri. Odată lucrate cele 7 rânduri, vom urca înspre partea de sus cu piciorușe scurte. Pentru fiecare rând. Deci am ajuns în partea de sus, iar acum vom lucra partea din față. Începem, vom lucra. Vom intra în primul picioruș scurt cu fir alunecat și vom lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, dar de fapt am greșit. Voi face doar 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu redus, iar firul pe croșet voi intra în următorul și voi face un picioruș dublu redus, cel de-al doilea picioruș dublu redus.
firul pe croșet, în următorul voi face un picioruș dublu. Un picioruș dublu redus în următorul. Voi continua cu un picioruș scurt, un picioruș dublu redus și voi continua cu 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, un picioruș dublu redus, iar aici voi închide cu fir alunecat. În felul acesta am făcut și parte din față și voi coborâ în jos cu piciorușe scurte pentru a da o formă acestei căciulițe. Căciulița va veni apoi cusută pe capul păpușelei. Ajunse la capătul rândului, vom lăsa un fir mai lung pentru a putea să coasem și apoi vom scurta. Folosim acul. O să scuzați dacă uneori se aud zgomote, este persoana pentru care lucrez, nu știe să păstreze liniște, în sfârșit, așa este. Vom pune pe capul păpușelei noastre și încet, încet, cu atenție, vom coase de jur împrejur, cât să-i dăm stabilitate. Sper va fi totul perfect. Deci vom coase singure. După ce am pus capul păpușelei noastre, voi ascunde firul și îl voi pierde undeva, după care îl vom scurta. Deci cam așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Voi continua în partea a doua. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că de fiecare dată vă salut cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana și ne vom reîntâlni. La revedere!